Schimburi de focuri la granița dintre Iran și Afganistan, soldate cu cel puțin 3 morți. Forțele Teheranului și talibanii se acuză reciproc de deschiderea focului, iar un lider taliban a amenințat statul vecin inclusiv cu faptul că va fi cucerit de forțele Kabulului. Incidentul vine pe fondul tensiunilor dintre Iran, Afganistan și Kabul cu privire la distribuția apei din râul Helmand, în condițiile în care un baraj construit în Afganistan limitează debitul de apă către Iran, afectat de secetă. Iranul, care are o frontieră de peste 900 de kilometri cu Afganistanul, nu recunoaște guvernul format de talibani și are relații tensionate cu el. Ulterior schimbului de focuri, un comandant taliban a avertizat că forțele Kabulului vor lupta împotriva iranienilor cu mai multă determinare decât au făcut-o împotriva forțelor americane. Teheranul a avertizat recent că își rezervă dreptul de a lua măsuri pentru captarea apei din râul Helmand, care izvorăște din centrul Afganistanului și irigă terenuri agricole mari din sud-estul Iranului. Un oficial al guvernului taliban a declarat că Afganistanul este hotărât să-și îndeplinească obligațiile, dar că declarațiile nepotrivite făcute de Iran ar putea afecta legăturile dintre cele două țări.